2012. O provocare frumoasă. Un vis pentru orice om de sport și orice sportiv. Și un pariu imens. Un pariu cu noi, un pariu al sportivilor cu ei și un pariu al României cu restul lumii. Că încă suntem importanți și că suntem o parte dintr-o Europa civilizată și dominată de idei frumoase legate de sport și de performanță. Sportul este cea mai bună carte de vizită și ar trebui poate toți să înțeleagă în această perioadă atât de zbuciumată în vara asta, atât de toridă și la propriu și la figurat, nu? Eu cred că Jocurile Olimpice de la Londra și echipa olimpică a României vor uni pe români într-un gând pozitiv și sunt convins că de fiecare dată când sportivii noștri vor evolua, fiecare dintre cei care se vor uita la televizor vor uita de alte griji, de alte preocupări. Aici este marea forță a sportului, aici este marele exemplu pe care îl dă sportul. Suntem cu toții capabili, pentru o cauză nobilă, să ne unim și să fim împreună. Doamnelor și domnilor, peste două zile începe marele spectacol olimpic. O provocare, un vis, asta reprezintă Londra 2012. Televiziunea română va aduce în casele dumneavoastră spiritul olimpic, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Hai România, cu ochii pe Londra!